Să vedem ce-i face Isus ăsta. O să dau de aici de aproape să-l văd. Hai nu că am venit să dau și să continuăm seria noastră, îmi dau un moment cu un episod în epoca de bronz, cred că suntem acum, dar aș vrea și să verific. Da, suntem în epoca de bronz, mai avem de făcut o grămadă de chestii, vă că am dat drumul să se facă ceva armament aici. Stăm pe bine. Avem o populație de 64 din 84. Să vedem cât de bine ne dezvoltăm în perioada asta, până nu ne atacă iarăși cineva. Că stăm foarte prost pe apărare. Am văzut că adversarii noștri, riderii noștri, au mai multe arme și mai eficiente decât noi. Bă, unde tot pleacă ăștia atât de departe? Căpriței! Ce face asta, mă? Bă! Bă, nebunule, stăteam 4 labe. De fapt, în 2 labe. Că în 4 labe merge normal. Pot să nu mai mă stresez cu chestia asta cu hainele. Bă, unde merg ăștia? Unde te duci, mă, tu? E și foame la ăsta. Bă, nebunule, ia întoarce-te înapoi. Așa, hai că dacă îi dau chestia asta, se întoarce înapoi. Nu poți să prinzi o capră din asta două de aici. Hai, du-te acasă, du-te acasă, că nu ești bun de nimic. Stuia-i sete. Ce-i mă cu ei? Deshidratați, obosiți, alea, au aici fântână. Au aici să facă pâine, să pună făină, de toate ei ce fac? Nu știu pe unde pleacă ei așa de nebuni. Cu lemnele stăm bine, stăm bine cu toate alea. Cu populația mergem așa mai greu. Unde pleacă nebunii ăștia? Uite o făcuță. Hai să putem fac asta. Hrană. 26 hrană. N-am și niște oameni pe aici? Bă, n-am. Ăștia le e foame, mă. Pietrele astea pe aici, de toate. Bă, e o întreagă harababură aici. Să văd cum îi pun eu la loc. Bă, da. Până la urmă, de unde îi culeg ăștia? Unde sunt? Că nu mai văd. Bă, tu nu faci nimic. De ce nu faci, mă, nimic? Ia omoră vaca asta. A, nu omor, împlizește-o. Bravo, bravo. Bravo, eu prost. Pot să nu mai mă stresez cu chestiile astea? Te avem și de pe aici, de cules. Să vedem, am blânzit ăsta animalul. Tu aș putea să colectezi din astea. Unde aveam... Nu de aici. Fac. Aveam o chestie de unde colectam de pe copaci. Asta-i mea. O vedeam. Să vedem ce-i face Isus ăsta. O să dau de aici de aproape să-l văd. Amă, vorbește cu ea, măi, face un descânte. Bă, ăsta a murit. Așa. Pot să-l controlez pe Iisus acum să-l pun să mai prindă o vacă. Uite pe asta de jos. Suse. Pe asta. Ăla-i, mă. A, mă, că știe Iisus ce știe. Și acum nu pot să trimit vaca să deci, nu pot. Alt om în zonă? Pac. Tu, dă-i. Aici n-am pe nimeni. Au, ce mare capac îi dau vacile. Dă-i, hai că vine și cuțul în ajutor. Unde-i, mă? Unde-i omul ăla? L-am pierdut. Unde ești, mă, nană? Uite-l mai aici. Mă, pe aici te-am pus eu pe tine. Are stamina scăzută el, mă. Uite că vine iar vaca aia. Bă, mai lasă, mă.
mi-era mult mai ușor dacă puteam să dau ca la Sims. La Sims dădeam aici pe mâncare sau pe ce le trebuia la oameni și pac, ei se duceau și mâncau. Ăsta micu n-are el treabă. Tu vino și mulge asta. Sau poate ăsta micu s-o mulgă? Nu poate că s-a băgat acolo. Ce am aici? Un pui de oaie? Da, mă. Pe aici este cineva? Nu e nimeni pe aici. Mă, ăștia sunt toți oamenii mei, că 64 de bășeți, dar eu nu prea-i văd. Tu ce vrei să faci? Trece aici la plantat. Piciule, tu pune un lemn pe foc, ha? Nu merge, hai să... Ce să te pun și pe tine? Vino aici. Ce facem ăsta aici? Ce faci, mă, te rogi la clădire? Treci, mă, animalule, la muncă. Mă, voi. Ăsta micu, ia culege, mă. Nu poate să culeagă la micu. Scapă ceva, de ce nu pot ei să culeagă? M-ai făcut 11 puncte la tehnologie, ce-și putea să fac? Case mai bune? Scuturi, șmecherii, bă, pe arme, noi suntem foarte varză. Hai să facem chestia asta. Să vedem ce ne dă. A, ne-a dat ceva pentru pescuit. Păi știu unde le iau. Asta aici. Vis. Doar asta îmi dădea, mă. Da. Și asta de aici, și asta de aici. Nu-mi place, nu-mi place. Oameni, am prins și iarna asta și avem destulă mâncare. Asta am vrut de frig. Da, avem haine, mă, avem 58 de haine și 74% de oameni. Cum îi fac să-și ia haine de lână, de exemplu? Că habar nu am și nici nu văd unde le am. Unde le-au ăștia depozitate? Habar n-am unde le-am depozitate. Am destulă hrană, 75 până acum. 28 de pești, 28 de fructe, avem grâu, avem făină, avem pâine, avem de toate. Nu știu dacă reușesc să-mi supraviețuiască oamenii până la capăt. A, văd că și ăsta e frig. Deci muritul ăsta lor de frig nu constă în faptul că nu au haine, constă mai mult că nu stau pe lângă foc. Ok, deci trebuie să stea în case. 300 să fac ziduri. 300 să fac ziduri. Am ce să dau pe astea? 390 chiar. Dacă dau toate hainele astea, multe, 30 de haine nu reușesc să cuprindă. No, e prea mult, e prea mult. Chiar dacă e 390, ar fi prea mult. Hrană e câte 1, astea câte 1. Nu am ce să-i dau. Nu am ce să-i dau. Nici dacă dau 10 din astea. Și topoare și sulițe, cred că astea le-am pe plus. Toporul e 15, asta e 10, hai să păstrez toporul ăsta. Și astea le avem nefolosite. Arcuri. Bă, flinturi din astea. Piatră pot să fac rost. Hai să luăm. Luăm upgrade-ul la case. Am luat upgrade-ul la case. Vedem că l-avem aici. Putem să facem case mai mari. Putem să facem ziduri din piatră. Și să iau cai. Să iau cai sau să iau scuturi. Hai să iau cai. Am luat cai. Am luat ziduri.
De unde îmi iau să-mi fac upgrade? Deci îmi trebuie 4 pietre pentru upgrade. Păi atunci casa asta are o să fac așa, nu o fac, deci le dau direct astru upgrade. Hai să începem cu ce casă, o casă în care nu e nimeni. Asta de aici. Asta de aici dăm upgrade, avem puțină piatră. Bă, am mai murit unul de frig. Mamă, pe ce mă fac eu cu oamenii ăștia, mă, 73 de oameni și încep să moară de frig. Iarăși nu-mi place că își pierd măgarii. Nu știu care e faza, ei rămân aici cu măgarii, îi uită. Și trebuie eu să mă duc mereu, să-i zic, bă, ia-ți măgarul. Ia-ți mă măgarul. Mă, tu ce treabă ai? Construiește aici la casa asta? Hai, l-a intrat direct în casă când i-am dat asta. Cum îl fac să dărâme casa? Mai am măgari pe aici? Uite, măgarul ăsta. Ăsta stă degeaba. Bă, ia-l pe ăsta. Nu vrea. Omor și vacile de foame. Vino mă și dă-le mâncare. Copile, dă mâncare. Mă, să le aduc numai apă. Eee, păi din astea nu am, bă. Deci trebuie să strâng mai mult grâu. Aia era toată șmecheria, îmi trebuie mai mult grâu. Eu am mai avut odată animale și mi-au murit, cred că tot din cauza asta. Să vedem, trece iarna și dacă trece iarna, cred că iesele din casă și în felul ăsta nu mai am nevoie ca să-l mai dau grâu. S-au apucat de repara casa. Oh, hai că-i dă băiatul meu upgrade. Bă, asta ce face pe aici? Uite-l pe ăsta unde-i, mă. Mă, nebunule, ce cauți, mă, aici, mă? Du-te, mă, înapoi. Vino, mă, nebunule, înapoi acasă. Vino, mă, nebunule, acasă. Ia uite, trebuie să tai porcul, trebuie să tai vaca. De ce le tăiem, mă? Nu, mă, ce-i cu ele, bă? Să-ți fie, mă, pace. De ce le taie? Nu înțeleg. De ce trebuie să taie toate animalele? Azi, bătrâne, mă! Deci de asta că-s bătrâne. Bă, nebunule, tu poți să iei pe asta. A, murit unul aici. Mamaie, ce ai făcut, mă, mamaie, mă? Nu prea multe, bă. A murit mamaie. Oamenii chem. Nu mai avem, nu mai avem din asta. Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Nu mai avem târnăcoape. Bă, oameni, o să închei episodul ăsta aici. Nu a durat. Cred că a durat. Oameni, o să închei episodul ăsta aici. Cred că a durat cam mult. Nu am reușit să fac mare lucru, am reușit să fac zidurile, da? De fapt, înainte să-l închei, aș vrea să văd cum arată zidurile astea. Și ce mai este asta? Ce e asta, mă? A, e ultima casă. Sunt prost rău, nu mă băgați în seama. Am boale. Nu mă băgați în seama. Hai să-i dăm upgrade și știa. Hai să-i dăm upgrade și știa. Am upgrade la toată lumea. Facem aici cartierul rezidențial de case șmechere. Zidurile? Pot să le dau upgrade. Pot să le dau upgrade și la ziduri. La asta? Nu pot să-i dau upgrade încă. Am mai făcut ceva pe aici? Warehouse-ul din ăsta șmecher. Warehouse-ul e depozitul? Da. Warehouse-ul e depozitul, dăm upgrade și la depozit. Bă, uite pe ăsta de aici, ultimul trebuie să facă, arată super urât. Și să-i dau upgrade-ul la... pe barosăneală. Și cam atât cred că mi-a dat la tehnologia asta. Și zid, da, ziduri, warehouse și casele normale. Și să încercăm să prindem ceva cai. Bă, am venit să încheie acest episod aici. Vă mulțumesc foarte mult celor care a stat până la final. Și dacă vă place seria asta, lăsați și voi acolo un like la fratele. Dacă nu vă place, dați-mi un dislike, că nu mă supăr. Totul să fie bine primit. Eu am fost Adal și vă aștept la un episod data viitoare.